Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, protestele pentru bani au cuprins toată țara, iar mii de oameni furios sunt la această oră în stradă, angajații caselor județene de pensii, cer salarii mai mari și spun că veniturile lor trebuie să ajungă la nivelul casei naționale de pensii. Mergem chiar acum la colega mea, Andreea Borboros, pentru mai multe informații. Bună dimineața, Andreea! Mă găsit tuturor angajații a peste 23 de case de pensii din întreaga țară. Au făcut astăzi grevă începând cu ora 10. Nemulțumirile lor sunt legate de faptul că salariile sunt mult prea mici în raport cu munca pe care o depun. De altfel, aceștia susțin că de aproape șapte ani veniturile lor salariale nu au mai fost majorate, iar acest lucru i-a adus în imposibilitatea de a se mai putea descurca. Totodată, aceștia cer salarii la fel sau cel puțin la fel ca ale angajațiilor casei naționale de pensie, și de asemenea mai spun ei, ar putea beneficia și ei de o mărire salarială, așa cum în urma protestelor efectuate de angajații din subordinea Ministerului Finanțelor, aceștia au reușit să primească această majorare. Important de asemenea de spus este faptul că în ciuda acestei greve activitatea la ghișele cu publicul nu a fost afectată, însă angajații caselor de pensii din întreaga țară susțin că dacă greva de astăzi nu va fi luată în considerare de guvernanți, aceștia vor protesta masiv în următoarea perioadă.